Da, hai. Am pornit înregistrarea. Frățuorul cu surioarele. Salutare! Salută! Salut, Alina și frate! cu Maria. Locuiți la Ialoveni după ce mulți ani ați trăit împreună la Hâncești, se pare, nu? La un Nu da. internat. Acum la Nu da. Ialoveni sunteți cumva într-o familie lărgită, 5 fete, femei cu dizabilități, cu nevoi speciale și câteva persoane care au grijă de voi, nu? Nu da, Cum se tot numește cinci asta? sau șapte. Locuință protejată sau ceva de felul ăsta? Nu așa se numește, casă protejată. Casă protejată, Da, ok. locuință. Stați într-un bloc la marginea orașului și e mai bine decât la internat. Nu da. E bine, frate. Ce vă mai doriți în afară de fericirea asta, nu? Să aveți... Și doresc. Și doresc. Eu doresc cel mai mult, mai tare, să schimbe poporul, adică lumea, să fie mai bună, să nu fie agresivă, să nu fie multe cazuri, înțelegi? De De câte ori exemplu, mai lezi agresiv între ei oamenii sau așa cu persoanele cu nevoi speciale, cu voi, de exemplu? Și pentru cu nevoi, dar mai mult și pentru între dânsi, mulți, mulți cazuri, între Oamenii mulți. sunt răi, am înțeles. Dar Nu tu toți, nu toți. filmai de mai multe ori, de exemplu, lângă bloc, acolo, că e o bucată de asfalt deteriorat și praguri, le-au mai reparat primăria sau de-am așteaptă primăvara? Nu, de-am așteaptă primăvara. Și așteaptă încă lumea, de, nu știu cum, de la ei pun bani fiecare. Oh! Și nu strigat. Stai. Stai, 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 frate. Lida și... Lida! A, de-aia am crezut că cineva pe mine m-a strigat. Ok. Ok, sorry. Da. Înțeleg că vă ajutați Frate, între voi. Dă Nu, să spun ceva mai întâi. Da, hai, zi. Nu vă înțelegeți Alina acolo tot vrei foarte să bine toate cinci fetele, dar cu Alina vă înțelegeți cel mai bine, da? Vă ajutați. Ea te ajută cu căruciorul, tu ajuți la Da, tradus. nu, și fete ne înțelegem, da. Dar e vrei că să te vadă, vrei să vii la Chișinău la tine. Da, Așa-i? dar eu nu sunt la Chișinău, sunt la București. Când o să vin la Dar Chișinău, nu, pot să păi vin și la voi vii. la Ialoveni. E, păi vii și mă te duci și nu mai stai. Ei, La dar Chișinău păi mai bun, mult nu o să stai. stau cu voi acolo, că-i văz că nu ne lasă, de motiv de pandemie și de... Că sunteți multe acolo. Dar o să ne Nu, vedem, nu, o să schimbi ce. vremurile, nu o să mai fie atât de periculos și o să ne mai vedem. O să mai vin poate iar cu must la voi. Mă întreabă pe Alina ceva. V-a plăcut mustul? De la Cam pepeni? surșunață. Da, mi-a Că plăcut, nu se mi-a mai plăcut. jurușunează, văd că e tare serioasă, Alina, poate... Nu sărbați azi, așa e ziua persoanelor cu dizabilități. Nu-i E, sărbătoare da. pentru voi. La nimeni să nu dă așa ziua, că asta Așa-i? nu-i ziua minunat. Pentru mine nu întâlnesc așa de bine, pentru mine întâlnesc greutățile, nu întâlnesc așa de bine. Și eu îi mulțumesc foarte mult la niște fete de la colegiu, când am fost, eu mă tind ți-am spus, nu știu, dar am înțeles, când, nu ieri, mai la altă ieri am fost, când am fost cu Vlad, nu știu, mai erau mulți poporul cu flagul românesc, știi, cu limba sărbătoare română. E 1 Și am înțeles că decembrie, m-au da, arătat la știu. mart. Da, și am înțeles că m-au arătat peste tău, dar eu n-am văzut, deși n-am văzut, trebuie să mă văd. Eram vedetă în direct. E ca și În duminică o să direct. fie protest în Chișinău, dar e periculos să ieșiți printre oameni mulți în transportul public din cauza pandemiei, dar puteți să vă duceți la protest dacă vreți, duminică iară. Nu știu, să mă gândesc eu, duminică, în altă parte vreau să mă duc. Nu Alina mi-e nu prea deși ies în oraș cu tine. De ce, Alina? Nu e. Tieni sau? Nu vrei să ieși prin oraș, nu vrei să vezi și tu lumea. Măcar să vă plimbați prin Ialoveni pe acolo, nu neapărat la piață, cum îți duce Dar nu, că Maria la sau... Ielovin cu dânsa mă... Nu, la Ielovin cu dânsa mă plimblu des. Da? Ok. Dă voi. Da. Nu, și la Chișinău tot am fost. De exemplu, caz, eu parcă ți-am mai spus, am făcut un video când ți-am spus, alege, în direct, și lumea ne scrie. Ți-am mai publicat, că am zis, frățoră, unde ești, distribui video meu și uite și scurtă ne-am luat. Deci noi ne-am luat scurte de iarnă. Lena, de fapt, Dar cum ați scuze-mă, îmbogățit că parcă pensiile voastre voi nu le primiți? Banii toți se duc nu. la persoanele care vă Nu, nu, nu. întrețin. Ați primit Nu, nu, donații? nu.
Nu, sponsorul Sponsor, data v-au lui trimis Andrei. donații. Donații. Spun, nu Nida lui Lena și noi cu Lena am fost. Cu cardul, nu știu cum, nu. Noi deja avem un sponsor, Eduard, de trebuie să facem cunoștință și cu el, e A, și-o tare trimis drăguț. pentru toate cinci fetele, pentru toată casa asta Da, protejată, au da? trebuit și ei și vrei, care și-au vrut. Ei și-au luat, de exemplu, cu bani, cu smișcoftă, sweater, cu pantaloni, așa. Da, dar eu nu m-am scurt, mi-a luat. Când Dar ce și-o credeai că o luat scurt. Alina că, și fel de bantic? Nu bani, că cum se numește, pulovă până la genunchi, se numește ca un fel. Până la genunchi, e ca o până la picioare. Un fel de halat mai gros. Nu, coftiță tare groasă și cu Dar ce căpșoni, fel e de de afară. coftiță până la genunchi? E halat. Ia să o Bine, bine. arăt, frate, când ați îmbrat și asta o arăt, Deci asta ați cu fost azi zeșa. la oraș amândouă? Sau toate Nu, cinci? da, cu, nu, am două, cinci fete, dar cu mașina de ieșe, de pe loc, nu cu A, troleibus. ok, da, N-am pentru că fost. spuneam că transportul public e cam periculos. Da, Eu mă jânez tine când vorbesc. Dar tare mi-a fost dor de tine, dar tăi-ți clasă dorul. Ei, lăs, nu mai lăs. A, pă, da, ce să-i faci? Da. Oamenii își trăiesc viața Nu la știu. distanță, mai Da, eu ales de știu. vremea asta. Tu știi câți prieteni, da, eu știu câți prieteni am și care tot tânjesc după el, mai ales de la Hâncești, care sunt mulți oameni care ne-au făcut bine și ne-i dor de dânsul, dar nu le pot vedea. Dintre Nici fetele nu cu mă care ai pot trăit la internat acolo? suna. Da, dar nu mă pot suna cu dânsul, Chelin nu au telefoane. Nu știu. Dar Orică n-am numărul nici tu nu lor. prea aveai telefon atunci când erai la Hâncești. Țin minte că vorbeai pe Ei, șoptit, pe așa. n-avem. N-aveai Ei, curaj? n-avem, N-aveai frate. Avem, dar curaj? eu nu... Avem, dar... Avem, dar eu nu-ți șoptem de la Hâncești, eu-ți șoptem de aici, eu de aici prima zama problemă. Dar ia ca șalină să știi și să dai din cap, nu de la... Nu mai este Igor, care Igor, nu te n-ai de Igor, Igor n-are nimic. De Tania, când au fost lucrători și ei, el mi spune că eu înainte șoptem că... Temea să vorbească direct. Da, cu lucrătorii și ei, ții minte care era Valea, care ne interzice multe, nici Apă afară, bun, nici și aici. ce ceilalți, celelalte persoane de la Hâncești nu au telefon sau stăm să vorbească la telefon? Nu au telefon, dar eu n-am numărul lor, eu deja ne-am schimbat număr, ca să nu mă Dar pe sun, eu nu internet pot vă suna. găsesc, Facebook, pe Messenger, nu? Dar eu nu știu dacă au ele internet. Ah, ok. Înseamnă că nu erați tare buni prieteni dacă ați pierdut legătura. Ei, nu eram tare buni prieteni, farați, și Dar vorbești ia tu uite, așa. cu Diana, ce, de la Cantemir, ai ținut legătura, hăt, nu știu Dar unde, dacă Diana e o fetele de la... mincinoasă, Diana. Dar Diana e o mincinoasă, eu ți-am spus să nu asculta. Eu ți-am mai zis, știi ce eu mai pățit cu ea? Când eram acolo toți împreună, eu știi ce eu mai făcut, îți spun drept, noi acolo am avut stomatolog. Eu dărmat ușa și pe m-o da jenă pe mine, dar poliția vine toți să uită, intervin. O că aici nu e de mână sau de aici, e de cior zdrav în sănătos. Nu vedeți că e urmă de picioare, dar nu știu cum o format. Înainte ei iubi persoane de la stomatolog, știi ce înseamnă? Persoane, adică erau femei care plombau dinții nou, Lena erau. Erau mulți persoane bune, ca Lena îi ține minte. Și era într-o grupă, într-a 13, dar eu eram în alt bloc. Este diferența blocul B, blocul A, blocul C. Era în C, dar eu tocmai la B, departe de ea. Și nu știu când noapte, ori nu știu cum, ce-au făcut. O dărmat ușa tare și m-a venit poliția, dar poliția a crezut că golani au venit. Și Elizaveta tot a crezut golani. Dar nu, și nu s-a descoperit cine, dar Diana a dat vina pe mine la Hâncești. Și din spșina ei, eu am Dar tu primit o totuși o carte. apărai și m-ai pus să facem interviul acela pentru că ai vrut să-i faci bine, nu? Am vrut, frate, dar geamul este... Vezi că ai stupat microfonul. Dar cu băieți comunicați, cu băieții de la Orhei care sunt tot din locuință de asta protejată sau de la internatul de la Orhei, de la Bălți, de la Nu stai Soroca? un pic. Nu, n-am la Soroca prieteni. De fapt, da, comunic cu Marcel, care e Marcel? Lemnaru. Lemna. Da, și el a zis ca să vorbească odată cu tine când a să aibă vreo casă sau ceva. Și nu știu, el m-a sunat, a zis că, dar pe înțeleg, de ce nu te uiți la știri? Pe dâns și la știri l-a arătat. A spus că era fabricat. Dar păi trebuie să-l suni și să-ți pui povestea lor. Am înțeles că, nu știu, că e poveste, că e adevărat, dar poate să fie adevărat. Medicul lor de la familie, de acolo unde el trăiește, stai, unde trăiește? La... Stai să ne aduc aminte. În Orhei trăiesc. Un Orhei, caz protejat, tot în Da, Orhei. da.
Că medicul ora de familie le-au fabricat pe că au coronă, dar ei n-au coronă. Și n-a știut că este la dâns tot video, nu știu, pe Facebook am văzut așa jumate. Pe dânsul am văzut și pe Victor Poin, de asta Victor nu știu în familie, am uitat. Le-a arătat cum a fost la dâns, nu știu, la Pohneu, cât la ProTV, că nu știu, noi ne-mi pare la ProTV sau de la TV, nu mai țin. A fost televiziune și le-a întrebat. Și nu a stat ei mult la spital, au zis că așa ne-au rugat și nu și acolo, zis că să vă fabricăm. Dar au zis că nu a avut. Le-au pus așa, tipa, ei nu cred că e fabricat, cred că îi suspectau de COVID și de atâta eu izolat. Nu cred că fabrică cineva chestia asta. Și până la urmă s-au confirmat că n-aveau, da? Și i-au trimis acasă. Nu, n-aveau, frate, nu. Dacă nu s-au fabricat, dar ce au luat în spital? Puteai și acasă să ieși. Pentru că aveau simptome. Pentru că aveau febră, grețuri și tot așa, și părea că e COVID, frate, și trebuia să izoleze. Practic, la nici felice au avut, dar e tot ok, nici au luat și tot, e simplu că te înghețată. Păi și pentru că avea simptome, au făcut test și au confirmat. Și poate. Nu așa trebuie de făcut, și nu trebuie să aibă grija voastră. Și femeile care îngrijesc de voi, și statul, și oamenii din jur, vă ajută cei din jur. Iată, de exemplu, când vrei să urci în autobuz, coboară șoferul, te ajută sau te împing oamenii când nu ești cu Alina. Că Alina văd că e puternică și te ajută cel mai des. Alina, da. Sometimes, sau era un șofer înalt, ținut cum îl cheamă și îi pune pe un băieț să mă ajute. Depinde, sometimes, sunt șoferi și buni, sunt care mă ajut. Eu ți-am mai spus cine e cel mai rău din șofer. Dar nu știu că știi, Gena Sârbu este unul. Și mai este Yuri Lefter. Yuri Lefter. Dar de unde și știi cum îi cheamă? De unde știi cum îi cheamă? Не важно, frate, cum tu ai zis că ai secret, te visă noapte și Dumnezeu îmi spune, familia și da, povești. Nu, ei au Exxon acolo sus la cabină, dar tu nu ajungi până acolo să vezi. Îți spun, cred, nu că pasagerii, am înțeles. Sau nu taxatorii. Pasageri nu îmi spun, nu. Sau taxatorii. Mă duc eu ucel și mă aflu la primărie. Okay. Da, după numărul troleibuzului. Da, și mă duc și primul ne spune, aha, dă să-ți spun familia și numele și cutare și tot. Nu îmi spun oamenii. Bravo, dar pentru cazurile celea când ai avut incidente, eu știu, la catedrală sau pe unde nu te-au mai... n-ai acces și ai avut probleme, ai sesizat poliția, te-au apărat, s-au făcut dreptate, te-au mai audiat? Nu. Nu. Nu, e parcă ți-am mai zis, eroși părintele și ala să-mi dă ei blocuri. Mie nu trebuie... Dar nu eu trebuie să-l rog, trebuie să-l oblige poliția, instanța de judecată. Trebuie să-mi dă ei blocuri, pentru că la mine blocul e defectat. Da, el o tras de cablu și ala și s-a defectat, normal. Și astea blocuri eu am împrumutat de la un băiet, tot de aici vecin, cel mai bun, prieten. Am împrumutat și i-am spus că ți mulțumesc. Împrumut. Cum s-ar zice. Până să ne ia meu. Singur, lișnă. Copintele sunt al ei. Alina și s-a supărat? Nu, frate, s-a dus. Eu nu știu unde s-a dus. Alina, e super. Dar nu și pentru tine super. Eu știu, poate... Vreau să o întreb ceva în nume sau poate vreau să vorbesc. Nu s-a supărat. Ea muși bine, pentru că telefonul ei e aici. Ea muși e bine. E niciodată. Dar voi nu locuiți în aceeași cameră. Fiecare are camera ei, da? Da, Alina trăiește cu Alin, nu, cu Viorica și cu Ana și Felicia apart. Că tare asta a fost camera lui Alina. Dar de ce? Unii stau împreună și unii separat? După vârstă sau cum? După nevoi? După vârstă. Nu, frate, așa eu m-am ales și în primul rând îi deranjam pe dânși. Eu vorbesc la 1-2 de noapte și nu poți să mă suni oricând. Înțelegi, dar pe dânși nu, pe mine prietenii mă sună sau îmi trimit mesaj și eu în loc să dorm, eu mai stau târziu, până la 1-12 dimineață, mi-e greu să mă spăl. Dar nu-i pe asta, dar lucrătorii nu îmi zic nimic. Nu mă spăl. Ați avut voi conflicte deseori acolo, că tu le filmezi, că transmiți live, nu mai transmiți live de acum din casă, nu din bucătărie. Nu a fost, frate, odată, dar e tot ok, nu, de-amă m-am înțeles cu ele, mă înțeleg. Eu cu este dișe nu prea am, eu ți-am spus, dacă încerci mai mult avem. Eu ți-am mai zis, când se termină pandemia, ți-ai prieteni sau și nimeni, să mai duci acolo să vezi. Fetele, eu vreau fetele și ele să vedem. Eu tot vreau să-i văd. Uh-huh. Tot aici când se termine pandemia. Dar până nu a mai rămas mult, ia cam își vine vaccinul. În primăvară de-a mă și mai ușor.
Deci numai decât trebuie să o punem vaccină. Tu poți să nu pui, dar n-a să aprochi lumea de tine dacă știi că ești pasibilă de îmbolnăvire. Ei, pasibilă. Nu mai sunt așa. Dacă nu ești vaccinată, Ce? ești supusă infectării. Și dacă te infectezi, pui în pericol și pe alții. Deci oamenii de treabă se vaccinează. A, și încă eu știu și vrem să... Da, eu știu. Și încă știi și vrem tot să mai discut cu tine. Eu nu prea pot filma, dar tu ai zis că da, parcă ești puternic. Da, uneori sunt puternic, dar uneori eu nu prea. Eu nu sunt om civil sau activist. Era un băiet de la bancă, tinerel, arată bine el, văd care mașină neagră, am zis ca să-l filmez odată, să-l țin ca amintiri pentru mine. Când ceva va mai fi nevoit, mă mai atinge așa tare apăsărătoarea sau dau la lege. El mi-a zis, și n-ai și faci, eu zic, de filmez. Dar eu tamam vorbim, eu nu filmam. Eu vorbim și îi spun, domnule, eu pe mine mă filmez. Care problema? Cum o zis fratele meu? Că aici e public. Păi public, dar du-te în altă parte. O zic, tu n-ai și faci, cred că. Nu, n-am și faci. Și aia am spus. Știi, pe dăși e deranjat asta. Și pe urmă mai dar fost dacă arătai Alina. Problema că banca e inaccesibilă la oficiu și la bancar, Da, unde nu poți intra cu căruciorul. Arătam, dar vezi, da, arătam, dar vezi că ei... Îți deranjați, da, normal, că iar vrea să fie arătați numai lumină bună. Lăudați, le place. Nu, da. Și ascult ce am vrut să-ți spun. S-a mai întâmplat pe urmă în caz, dar eu nu avem internet, nu putem și filma, că nu tot de zile am internet. Am pentru că pe mine o domnișoară ne-a dat sudele și ne-a pus, de fapt eu ne-am pus. Și pe urmă am mulțumit-o. O Cătălina, familia, o am în prietenă, în Facebook, e tare fată bună. E prietenă, e studentă, așa să vin învățătoarea, e colegii la mine să vină. La numai la mine, la fete, dar într-o vinere. Și am spus, un om bătrân, dar n-l știu cum o chem, dă-i tare în vârstă, are vreo 70 de ani. Mi-a zis, îți mulțumesc, domnișoară, nu știu cum te numești, am spus, da, nevajnă. M-a mulțumit, știi, o am ajit-o, un băiet, pe dânsul cu bani la, cum se numești? O zis, dar nu-i tătă-ți plătenți, cum nu tătă-ți, eu știu asu plătenți. Și nu-i spun, băi băiet, da, vine și mâine murdare. Și am vrut să-i fac observați, da, ți-ai spălat mâini, tu ce mâini ai? Și eu zic, nu fa asta, că nu faci bine. Eu zic, s-o coate bine. Și cum s-a apropiat înspre mine un polițist de Elovin, dar tot e mai bătrânior. Și zic, și problemă, problemă, doamne? Eu zic, da, e problemă, domnule. E că ar fi bine ca desi, nu știu cum se numesc. Cum se numesc? Taxatoare, cum se numește? Terminalul acela unde plătești facturile? Da, nu facturi, da, mă tincă. Unde lua produs, el și lua, nu știu, banii. Cum se numesc oamenii ăștia? Nu știu, poate sunt aparate de cele din care îți cumperi cola, stixuri, nu? Nu s-a aparat. Cafea. Nu s-a aparat, frate. Nu s-a aparat, frate. Stai la masă și dă lumea bani. Când și eu la magazin la Liniela. Eu la magazin la Liniela la Elovenia am intrat. Ei, nu știu chenere, oricum nu și... Nu, chener. Chener ăsta e care servește. N-a să ne aduc aminte când ne-a spus șeful lor acum al chener. Casierița. Și pe urmă mai era... Da, o, ia ca asta-i, da. Și pe urmă mai era o domnișoară. Dar și eu și nu știa să pot. Eu tam am luat. Eu și ne-am luat. Nu știi, chipsuri ne-am luat. Și nu mai ți-am luat. Lina, un suc ne-am luat. Și nu mai ți-am spus, o veniți o apropiată o femeie, dar fata și-a arătat tinerică și normal, simpatic. N-aș zici că asta. Orică nu a terminat, orică e studentă, nu știu, nu pot să-i zic ceva. Și îmi vine altă doamnă și o zic, dacă nu știi, las că eu mă descurc, o zic, dă-i pentru că n-ai, dar eu nu știu de la dânsă și mă gândesc, mă zic, n-am să-i sori, dar n-ai învățat bine școala oricum. Și îmi surșina, știi? Și n-am mai întrebat-o și îmi zic, Ilana. Și o zic, și domnișoara, îmi zic, puteți să ne achitați. Și mi-a achitat alta. Înțelegi? Bă, vai, se întâmplă. Aia că ai zis, vin în coașele. Ah? Dar vin în coașe, nu te temi. Dar vin în coașe. Băi, dar ea poate nu aude ce vorbim și de atât ai supărată. Vin mai în coașe, nu mai este, frate. Tu doar ești fără... Tu ești cu căști acum, nu? Sau cum? Și ea nu aude ce vorbim noi. Dacă ea nu aude, ap și să... Eu sunt cu căști? Eu sunt cu căști? Naușnici. Nu, vezi, apoi că tu nu auzi. Eu știi ce-a zis el? A zis că ești supărat că poate nu auzi sau nu știu. Zi ceva. Nu zi. Nu știu, de să-ți spun, ne-abișaiu, dar să văd mâine să vorbesc cu dânsa,
eu zic că vrei pe mâine să o iau, da? Tu ai zis că vrei mâine să mergi. Da, aveți vrea vineri, dar eu mâine căcraz vreau la biserică. Dar mâine e vineri. A, pe mâine, dar mâine îmi trebuie mie. Că mă sâmbăt nu întreb, mă duminică îmi trebuie să mă duc și vse. Okay. Îmi trebuie, să văd. Asta eu, asta mă stăruit de la Elena, dacă să rog frumos. Și el a scris foaie, că ca pleacă cu mine, cu tare. Înțelegi? Dar și singură nu poate să meargă, ce nu-i matură, nu are dreptul ăsta. Ești matură, nu Alina, are. Nu? Frate, are dreptul, dar nu. Dar n-are Nu curaj. prea știi. N-are curaj. Nu Nu, prea dar să nu meargă știi. singur, să meargă cu tine, de exemplu. Cu mine, da, să-i dă voia, să o eu. Ok. O să mă stă rămâne să vorbesc cu Lena. O să vorbesc. Că Lena permite, Lena. Văd că lui Felicia tot i-a permis cu dânsul, au fost până la Chișinău la mall. Că mai fost, nu stă pe loc, tu întreabă unde să duci, unde mi-ai fost. Când cu Felicia. Vezi, e să duce, nu stă numai în casă. Să duce. Dar pe la mall ce faci? Ți-a ca ieri ți-ai cumpărat chipsuri, dar te plângi că te doare stomacul. Și faceți Frate, la la... mall. Dar pe amul nu la mall noi am fost. Eu fost cu Felicia, sunt întâlnit cu prieteni. Eu Am la mall înțeles. n-am fost. Noi după chipsuri am fost la Elovene, așa? Și ți-i minte când un băitan amăje pe o moșneagă? Ți-i minte? Un băițel. Cum amăje moșneagul și ala. Un, bă, un moșnejel. N-al știu cum. Dar el ne-a dus mulțumesc, Doamne, nu știu cum te cheamă. Dar ne vajă. E că și-i. Ei bine să ajut oamenii. Alina, dar cum te înțelegi cu vânzătorii la magazin sau cu oamenii pe stradă? Cum te înțelegi? Stai, așteaptă amușa să-i traduc, dă-te mai plat. El te-a întrebat, tu auzi bine și spune. Te-a întrebat, cum te înțelegi cu vânzători, cu oameni de pe stradă? Greu. Arăți pe degete. Sau le Alina, scrii, hai sau le scrii pe hârtie. Nu. Nu le scrii pe hârtie, mă e câteodată. Sau pur și simplu nu vorbește. Sau pur și simplu nu vorbește, da? Nu vorbești, frate. Dar la dânsa e problematică, pe dânsa nu înțelege. A, păi dar da, eu înțeleg. Da. Și ea aude, și ea aude rău, nu? A, uite, dar e foarte bine, te înțelegi pe tine pe buză. Poate A, am să înțeles. Citească buzele. E pe buză, poate să citească și vorbește. Bravo. Îți spun drept. Da, când îi trebuie, da, uneori să duci singur și scrie. Așa e pe foaie. Și înțelege. Deci, bravo. Scrii pe foaie și o înțelege și vrea. Dar tu, Maria, căutai de lucru, ai mai găsit de lucru și Alina tot vrea să lucreze. Tot vrea să lucreze. Tot vrea să lucreze. Dar unde n-ar fi? Dar ești așa lucrează. Lucrați prin casă, am văzut că vă pun la lucruri la bucătărie, la curat, nu? Vezi că ai stupat microfonul iară. Oi, frate, asta nu ne pune, asta noi o facem. Voluntar, asta da? Asta așa e obligat. Da, pentru A, noi nu vă pune, dar e obligat, am înțeles. Dacă e obligată, vă pune. Stai, nu mai este. Nu-ți dător ei pentru noi să lucreze. Că nu-i casa lor, e casa noastră. Așa, crede-mă. Ok. Ei nu ne pun. Pot să, eu pot să-ți Bun, spun dar oamenii sincer. Ăștia-s plătiți pentru ce? Ca să vă facă mâncare numai așa atât? Sau cum? Nu. Curat? Ei, depinde. De exemplu, stoi. De exemplu, eu curăț sau Cășeaua sau Felicia faci curăț. Noi dacă nu ajungem la plitcă și nu poate Alina că nu are altă treabă, da, ne ajută la plitcă lucrători, pe mine și pe o fată cu Felicia. Dar ei nu sunt pentru asta. Ei sunt pentru să ne, cum să zici, să ne aperi și să mai uite. Așa. Pentru că sunt diferiți oameni, poți să dai peste și nebun, știi care vrei. Uh-huh. Înțelegi? Noi încă n-am trăit în societate și nu prea știm. Dar cum, și ce, ies cu voi în oraș sau aici în casă doar, dacă vine cineva? A, nu, frate. Uneori stă în casă, dar uneori, acasă, de exemplu, cum ne-am dus în oraș tăți, am ieșit tăți cu lucrători, depinde. Dacă când ceva e trebuie, stă lucrătorul și noi numai ne ducem cu doamna Elena, manager, deodată ne ducem și fără ea. Depinde. Am înțeles. Ok. Check-in. Interesant la voi. E voi, dar voi vin și ai să vezi. Dar știi ce i-am spus? Am întrebat-o pe Lena Răileanu. O spus că da, o că îți permite, o că de atunci tu nu ai spus că vrei să înți. Ea vezi că îți permite, îți dă voi să înți. Dar nu-ți pune mască, ei, îți nu, mai, că e COVID, că plouaș, că mă grăbeam. N-am intrat, de mai multe motive atunci. Nu, da, dar data viitoare înți pe la noi e bun. Bine. Precis? Jur. Dar nu anul ăsta.
Da, până anul ăsta, A, într-o păi, zi. mai rămas o lună. Și termină anul. Ce să faceți de anul nou? Da, și să facem, frate, eu știu. Cu fetele, cu lucrători, deci dai și poți faci. De câte ori ați întâlnit anul nou aici, în casa asta? Eu asta e prima dată, eu nu știu cum o să întâlnesc aici. Eu când eram la casa internat am întâlnit, mi-a plăcut, mi-era frumos. Acolo, sincer, îți spune că și Alina e martor. Nici de acolo unii persoanele îmi plac tare mult. Acolo lucrătorii persoane au fost de dacele bune. Unde eu stăteam, anume eu, dar în altă parte, eu nu știu. Ce? A, hai, du-te. Asta e chiar pe Alina, îți duci să o ajuți, o fac idei cu ei, da, căruci. Ți-i pui și apă Treabă. în cap, îi pune, da, îi pune pentru că îi cade părul sau fel ce-ți faci mască, ca și să uita pe internet și... Natalia Morto este o lucrătoare foarte bună, Tania Slivka, Nina Pânzare, Elena Dima, Vica Morto, sunt mulți persoane, acolo care sunt buni, tare mă plac. Mahângești. Acolo, de exemplu, am trecut foarte bine anul nou. Nu m-am culcat. Chiar și era și copil mic, Lenuță, Spătare, Valerica, noi nu dormeam. Noi întâlneam anul nou saluturi, dar eu știi ce facem? Ieșem afară. Era, atunci era foarte bine. Atunci era un polițist care tare mă stima și mă iubie. Fără mine nu putea. De ziua mea ne duce orice. Dar pe urmă nu ne-a dat voie să ne întâlnim cu Elizaveta. Ce nu era, nu ți permite să te întâlnești, nu știu. Da, nu, o ieșit legea, îți permite, mă rog, dacă vrei la viață, ai drept, dar înainte nu era așa lege. Și ne dă de diste saluturi sau diste, cum spunesc, ca un fel. Și primeam Hlapuște, da. afară și la puști și fășiem. Și, dar numai că atunci mă recunosc, nu avem telefon de ăsta, avem simplu, nu știm de live. E deși dacă l-avem, dar n-l avem la mâna mea. Uneori, dacă ceva mă plângem cuiva sau nu știu ce de genul acesta, ne-a luat și ne-l pune în safe. Right. Era mult timp. Nu știu ce o zonă cazate. Pățăm, dar pățăm. Dar am unii bine unde eu sunt. Mă sunt bine. Ai fost la vot? Da, am fost. Aici, în Ialoveni. Odată la Ialoveni și odată la Chișinău. Dar și aveai voie și la Chișinău să votezi? Avem voi și niște băieți m-au ajutat. Erau niște bărbați care știu eu, pot că eu te-am A, ți-ai văzut, făcut știu eu. certificat de cel cu drept de vot, să l-ai luat de la Da, tine la Ioveni și ai venit la Chișinău. nu A, eu am ne l-am înțeles. făcut, dar ne l-au făcut de la casa internat. Și în primul rând și într-al doilea rând, era, cum să-i zici, zici să spun, niște băieți sau fete, te cunoști eu, de zic, dar de unde? Eu zic, dar până știm pe domnul Oleg Brega, faci, și zic, și la tine am văzut că ai poză, zic, că asta e bine că știți. Și cunoșteu și de atâta. Și nu și-a mai vrut să fac la votul și am vrut să fac o poantă, să iau un talk show, să se scriu un așa frumos, un ștampilă pentru domnul Igor Dodon, dar o zis că nu spate că strângi vot și primul nu ți-l primește. De că vă rog, o zic, nu spate. Am vrut să-i scriu. Pașli, nu știu cum, e ceva în limba rusă, în engleză. Și Da, avea să citească anume și pentru el. nu-ți place de Dodon? Nu. Nu-mi place că paza lui e agresivă. Odată eu când l-am strigat la un live și am vrut să-l dau, eu parcă ți-am mai spus, eu de câte ori protestam, mă amenințau, de fapt nu el, dar paza lui, eu cum se numește, bodyguards-ii lui. Ei nu știu bodyguards-ii, nu toți. Erau care și buni, dar erau și răi, mai răi, care tocmai nici mâna. Și am zis, dar n-ai dreptul să-i șești mâna. Dar de ce Înțelegi? Și nu să-ți șer putem mâna? Că filma. filmai? Da, ne lua telefonul într-o parte și nu putem filma. Tu închipuiți un om invalid, cum să apere să... Nu pot, nimeni trebuie încă un om lângă mine. El filmează, dar eu... Și își se arăt încă cum nișești mâna. Eu nu pot să-i arăt. Cum? Dacă ni fere telefonul într-o parte. Odată când l-am văzut pe dânsul, știu unde, la frațul lui, la într-un hotel. Și-l strigam. Și vineau niște oameni spre mine. Dar poliția nu prea s-a apropiat de mine. Zic, nu, nu, eu zic, eu n-am nici cum are. Nu. Poliția nu ne-a făcut nimic, principal bodyguards-ai lui. O venit vreo patru, vreo trei undeva. Înțelegi? Și eu filmam. Dar unul stătea lângă mine, tocmai. Mi-a stupat videocamera. Eu nu putem filma. Înțelegi? Sau nu înțelegi? Înțeles, mi-a explicat convingător. Mulțumesc, Măriuța, pentru interviu. Am înregistrat Și și eu dacă îmi dai voie, îl public pe internet. Sper că și Alina da, nu-i sau... împotrivă. Nu, nu. Ca De asta să... e. Putem și să fie împotriv dacă noi n-am spus nimic absolut deosebit. Și dacă o să am probleme, eu o să mă apelez la tine. Îți sunt deodată, Sunt frate, iată-te aici.
mereu la dispoziție. Nu, da. Eu doar ți-am mai spus într-un zapis, nu știu unde, că am pornit, odată când m-am dus după bancă, nu știu cum, era un om, de, era tare bat, nu știu, că când m-a dat jos, m-a după nid, dar era datorită la niște oameni, m-a apărat. Și îmi zice tot, n-am putut filma, telefonul era pe mângeantă, trebuie să-l scot și să ieși de fiecare dată să-mi cu telefonul în mână. Eu nu pot așa. Ni întreb un om care tot așa pe picioare, e activist, și el se filmează de... că eu nu dovedesc. Eu ți-am mai scris un zapis și nu ții minte. Învață-o pe Alina să filmeze. Pe Alina. Ea se exprimă mai greu, dacă filmat s-ar exprima minunat. Eu știu. Da, frate, da, e drept ce spui, dar trebuie tu să stai lângă tine, să mai vorbești cu ea, dacă vrei. Vrei? Ea ca o să privească video ăsta și o să afle, o să audă ideea mea și poate să... Uite, dar mai multe rugăminte, trebuie să mai vorbești, să mai dai un sfaturi, e pur și simplu încă e fricoasă, că nu am mai spus. Îți chiesc temi încă de directoare, dar eu că tare nu mă tem de directoare. Nu dai Bog să-mi fac ei nici ceva. E, dar de fapt, ea n-are nici cu mine, nici o cu dânsă. Iar treaba, ei faci lucrul, ei n-am nici cu dânsă. Principal, eu am spus, mă leș în pașii, să-mi trăiesc viața și așa cum vreau eu, fără sub comanda ta, fără nu știu și cum, că nu sunt copilul tău, multe am zis, ei cred că o înțeles. Dar și Alina ar trebui să nu steamă, pentru că Dumnezeu nu vine pe aici, nu faci nic, nu zici nimic, șcată de treaba ei și noi de treaba noastră și tot așa. Ok. Dar mâine, frate, asta leg, dar mâine ce-ți fac? Să o iau pe Alina cu mine. Eu v-aș recomanda să stați în casă, să nu ieșiți nicăieri. Dacă nu e ceva urgent, nu e ceva important, mai bine stați în casă. Sau ieșiți cu Alina pe străzile ialovienilor, pe unde nu este lume, plimbați-vă cât în cape, până vă săturați de aer curat și de căței. Ați găsit cățelul? Nu, la ialovieni primlăm. Noi, pur și simplu, da, e drept ce spui, dar e pur și simplu vroiem la biserică să ies. La noi nu e să spui, nu eram pe. Eu a stupat microfonul. Oi, frate, acolo abia se construiește rampa. La biserica din Ialoveni. Da, și să faci o biserică. Și tu de atâta te duci la biserică la Chișinău pentru că nu ai acces la cei din Ialoveni. Da, da. Fă mai gine un protest, o transmisiune live de la Ialoveni să o facă mai repede. Una la primărie, una la biserică și primărie trebuie să pună umărul. Să facă rampă. Îi pune, da, dar vezi, nu facă rampă de asta înclinată pe care se rupe gâtul. Să facă rampă ca lumea, să nu facă de mântuială. Stoi, dar ei dam și așa-i făcut, că trebuie într-o zi să o filmez, să o arăt și... Că i-am arătat, am dat întrebare la părintele, am zis că și așa va fi. E invizibil înalt în sus, e că trebuie să o arăt. Păi du-te și insistă și acum, și la preot și la primar. Să facă rampă ca lumea, să nu facă de degeaba. Degeaba o să o facă dacă o fac înclinată. Deci, hai, ai activitate pentru activismul tău. Ia acolo, duceți-vă amândouă cu Alina. Și tu cu țuruiacul, e cu toba, cu ceva. Asta e cum nu știu, nu am țuruiacul. Cumpărați unul, este la chios cu 5-7 lei. Nu cred că nu găsiți un țuruiac. Da, găsim. Bun. A, dar eu am zis, alea. Ținem frate, legătura. Eu am înțeles, bine, frate, eu am înțeles că vii în ianuarie, da? Da. Ce dată? Nu știu. Dacă nu-i sigur. Nu știu. Nu știu, da. Ok. Ai principalul public pe Facebook. Principalul este nu se închidă granițele, pentru că sunt unii ca voi care ies în stradă fără mască, se îmbolnăvesc, se umplu spitalele și guvernul se sperie și închide granițele. Și tare posibil să se închidă iar granițele pentru că au crescut vertiginos numărul de îmbolnăviri și în România și în Republica Moldova. Până o să înceapă vaccinarea și iată voi valentați și nu vreți să vă vaccinați, până o să înceapă vaccinarea e posibil să mai închidă odată granițele. Deci aveți grijă de sănătatea voastră și de celor de în jur.